Toată lumea stă la rândele de aștepte, nu vrea să stea. Aici nu deranjezi pe nimeni și nimeni nu te deranjează. Ai să dormi ca un bebeluș după vaie. Dacă îmi spunea domnul Vițu, veniți la noi de lăsat a secului și dacă veniți, micșorez chiriile și nu mai torn apă în vin. A început el, n-a vrut, că nu prea are carte. Și apoi îi place mai mult să aibă de-a face cu poduri. Începe dimineața și se termină seara. Faptul că... Luați-o. Și să avem... Lăsați, n-am mândrat, nu-i mă ce crezi că le dădeam. Și mai avem o sesizare. Da. O amânăm, fiindcă... Vreau să devin un alt om. Ne pregătim. Sunt sigur că veți câștiga, sunteți mulți, puternici și știți ce veți. În ceea ce trebuie făcut acum... Întrecere, toți suntem întrecere pe acest pământ, domnule dragă. Este o amenințare la adresa Securității Naționale. Reclamă-mă la protecția muncii sau cheamă miliția. Nu simplu. Încălecarea. Cred că trebuie să... Hai zi. Și iarăși, sigur, cu politicienii și specialiștii... Domnule, ultima dată că mai lucrăm așa. Trebuie revăzut. Mulțumesc, nu pot. Este normal și este natural. După părerea mea, faci primul pas necugetat și ești convins că ține, te crezi perfect acoperit, dar m-ai uitat pe mine. Și-o știe toate, doamne. Apropo, ați putea să-mi spuneți și mie când ați fixat nunta sau nu? Nu lăsați, n-are rost. Sistemul e bun. Dezinformare sistematică și acceptare formală a dispozițiilor. Mănâncă. Ce te miri? Mănâncă și tu, că e bună la ulcer. Hai, cântă la nai, dragă. Așa. Ia, că e pădurea mare. Ți-aducem și vreascuri. Curațiune și răbdare. Dragi prieteni, nu poți opri un conflict printr-unul și mai mare. Rezistența la schimbare este primul semn că aceasta se întâmplă. Poți să-l păstrezi, mai am unul. Însă, vă asigur că fără această fază nu putem să ne facem bine. Suntem de la miliție. Nu am dorit să intru în discuții detaliate tehnice. Războiul ăsta nu e un război religios. E un război purtat împotriva unei împărății care a cuprins țări după țări și care ne-a luat nu religia, ci libertatea. România este o țară în plină reformare. Tot timpul facem o reformă. Ba în învățământ, ba în sănătate, pe urmă la fisc, pe urmă la ANAF, pe urmă la codul fiscal. Ce ați făcut, mă? Ce ai făcut? Legați centurile, mă. Tu ai înțeles cătușele. Să-l invităm și pe tovarășul capitan Panait. Să vadă că suntem pe făgașul cel bun. Și directorul închisorii, și doi gardieni, și sectoristul, și mână lungă. Să fii mai intim. Ziceți, mă, o geampara. Vedeți așa ochii abeliții sicriu și până vasta făcută poștă în cimitir. Pum! Hai să-i tine flatu, dracu! Sunteți și voi de la agie? Mai de sus. Tu! Poftiți! Poftiți! Mi-ar trebui o pilă și mie, că e provizoriu. Cei pentru care lucrez sunt gata să dea 20 de milioane pentru înființarea unei bănci naționale. Prim, vă rog să vă scuzați că vă primesc aici, dar știți că zidurile au urechi. Ce taci, mă? La vita una merda. Aoleu, de când vă caut? Mucles, trebuie să te faci frate cu dracu ca să treci puntea. Sunt frați dincolo, de o parte și de alta sunt frați. Vreau să-i învărui, nu să lupt. Vreau să-i înfrâng, nu să-i omor. Mai bine o jertfă decât un măcel. Tu de mâna mea ai să mor, mă. Dă-mi putere, Maria ta. Dă-mi oțelul brațelor tale și flacăra minții tale. Cere-i Dumnezeului nostru dreptate și tărie, Maria ta, pentru neamul acesta urgisit de veacuri. Dumneata ne-ai apărut în cale să ne nenorocești. Spune tot. Am împins până la catastrofă. Situația economico-socială a țării, tensiunea politică și se face în ultimă instanță vinovat de crimă odioasă împotriva poporului. Putu-ți Dumnezei și Paștele și Hristos și mății de porc împuțit, cu mata care-i curvă și cu tactul pușcărie și cu tot neamul tău la balamuc. Ia spune, oași capitan. Potir. Un potir în valoare de 300 de lei, oași capitan. 300? Da, ăsta e un caz rar. Ăsta e exact pentru mine, toarșul maior. Asta îmi trebuia mie. Un caz de 300. Ce-o pui în cap, în timp de război e foarte bun, ajută. În timp de pace, fiept ceva nea. Lapte, supă, tăiței. Mă rog să-l iertați, tovarăși capitan, dar încă nu s-a obișnuit cu Bucureștiul, știți? Îl văd, trage la munte. Aparatul l-am găsit în Grecia.
la un șmecher. Subțire, subțire de tot, ce vreți? Vremul grei, războiul se apropie. Ce limbă ți-a crescut mustața? Aiurea, nu e a mea, m-am deghizat. Să moară scroafa dacă vă mint. Murim de foame, n-avem ce mânca. Vino mă, Iuluță, mă, și tușește și tu, să vadă nenea ureche că tușești. Bagă tusea, pui și tu ceva din tusea asta. Tovarăș capitan, știi ce se întâmplă? Tovarăș plutonier nu-mi dă voie să plec. Are ordin. De la cine? De la mine. Dumnezeu să ierte pe toți, dacă poate. Signore, să-ți dau cămașe din mătase originale, din mătase de parașut americană. Haideți să ne înțelegem așa, ca de la om la om. Ce fac bine la stomac? Gogule, eu mă duc la Luminiță acasă, vreau să găsesc familia greu încercată. Familia mai presus ca orice, Gogule. De ce dai mine, mă, impotentule? Dragi tovarăși și prieteni, dragi tovarăși și prieteni. Noi în regulă! Știi ce m-am gândit? Că ar fi bine să stai cineva cu tine astă seara. În caz că apare bulangiula de bărbat, tu se mai necăzească, îi trag un cap în mine. Băi, oameni, bă! Există șansa să te împingem în față. Depinde numai de tine, dacă știi să fii față deșteaptă și să... Parcă acum 5 minute. Dacă-l omor, că până la urmă tot îl omor, că nu mai pot răbda. Pățești ceva, fi membru de partid? Cam pățești. Suntem de la miliție. Căci nu visuri de mărire m-au mânat pe acest pământ străin mie. M-am pupat. Mie e greu. Rămâneți cu bine. De ce, mă? De ce v-a adus, mă? Nu știu, doamnă. Cum nu știu, mă, mințiți? Nu mai dați, doamnă, mă. Mă-mi voi mințiți, mă. Nu mențiți. De ce v-a adus, mă? Mă, de ce? S-a întâmplat ceva, părinte, acum? Nimic, sfinția ta. Îi spovedesc. Doamne, de ce n-ai încercat? Ia-l și pe ăsta, bă! Dumneata, ești idiot. Aveți. Europenii în diplomație mi-aduc adesea aminte de struț, care când îi zici pasăre, răspunde că e fiară. Și când îi zici fiară, zboară. Vrea să fugă la America cu averea făgăduită în alte porți? Apărați-vă viețile! Să-mi spui cine ești, ce vrei, încotro te duci și iartă-mă să-ți mărturisesc că mă obsedezi. Te arăți de noi, hai! Ospătar, 10.000 de rog în sânge! Ce sânge, că noi plecăm, oprește comanda! Nu ți-e mă rușine, mă! Îmi pare așa de bine că ne potrivim și că ne potrivim. Dorește divorț și răzbunare. Perfect, o vom servi cu ambele. Păi un băiat ții, un băiat ții, dar fata ce facem? O tăiem pe jumătate? Domne, e ultima dată că mai lucrăm așa. Azi am întâlnit-o, domniș, o tovarășe. Marea problemă e cum acoperim gaura. Cine ești, mă, fătă-s greu, mă, tindară? Copiii beau bere. Și pe urmă fac în pat. Viața asta e un mare căcat. Nu vă cred. Nu vă cred. Au moștenit de la strămoșii lor daci și romanii o vitejie. Băi, eu bag zabă, mă, tu dormi strâmb și mi s-a jurit. Ridică-te! Ia vină cu ceva. Vină cu ceva. Ia mă încet, așa. Acum, mă! N-am luat-o! Să mai bine, mă? Doamne, acum sunt mult mai bine. Avem lucrători sexuali! Bandiții! Vin! Ce cu bandiții? M-au atacat pe coridor! Cine? Niște bandiți erau șase sau 10. Dă-i dreacu, erau numai doi! Numai doi? Oh. Un derbedeu de pădătură! Poliția politică ține sub teroare această țară! Bă, Gogule, dar ne rudești! Bă, bine, mă, dacă lucrezi la cine, de ce nu merg să rămâi de la început? O, mă, stai o țână! Dar ce des așa? Numai când se îmbată. De unde mă cunoaște asta pe mine, mă? Știu, bre. Bă, Gogule, este hotel serios, că dacă mă află veta, mă jupă. Ia. Ce se ia, mă? Ia-o la fugă, bre. Eu nu vreau ca iubiții voștri copii să ajungă slugi la copii îmbuibați ai interlopilor și șmecherilor. Ce zici, Veto, facem mai rupor la Băilești? Ulele, Mărine, pă, dacă o trebuie, nu facem. Vedem de mai încolo. Să se închidă televizorul, radio și ce scoate și... Dă-mi priză și fierul de călcat, că este să vorbească și la fierul de călcat. Păi am nevoie de bani. Ne uităm la el la noi, madame Izbășescu. Zice. Dă-le și pești, dragă, dă-le tot. Lăsai, n-am mâncat, nu-i mă știu ce crezi că le dădeam. Dar și unde-i grava ilegalitate? Hai, cocos, hai! Toți babalăcii se iau de mine. Sunt om bătrân. Și cine spune că bătrânețe înțeleaptă, ăla-i prost. Omul așa cum se naște de la început, așa rămâne. Stai frumos. Scumpule, nu vii să-mi dai să beau? Karate! Karate tu, uite bine! La mine ta acasă face poftești. Aici te supui legilor acestui pământ. Ați înnebunit? Aoleu, micule, să știi că pui muierile din sa se spurge cu neamul tău, cu tot auzi tu! Ce te repezi? Ce? Spune-mi, te rog, n-ai văzut până a fugi, nebune. Să nu furi, să nu ucizi,
Să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău. Să nu râfnești la cea lui. Dacă vrei să-ți meargă bine și să trăiești ani mulți pe pământ. Vezi că e acolo o grămadă de bălegar uscat. Umpleți amforele cu vin roșu și gros. Sacrificați berbeci și băurii cei tineri și grași. Și să cânte fecioarele. De azi înainte să-mi zici tu. Vrem să trăim în bună înțelegere cu vecinii care ne-a dat Dumnezeu, cât și cu celelalte țări mai depărtate. Gogule! Firele lăsit. Vine criza. Știți cumva unde vine strada Mimozelor? Am o prietenă acolo care nu răspunde la telefon și nu știu. Mimozelor. Eu am serviciu chiar pe Mimozelor. Îți cam place la micu? Din țara asta minunată, tăcută, tristă și bizară, îți voi aduce 3 smaragde nemai văzute în altă țară. Pofta lor de cotropire nu poate stupa decât pământul. Am și aranjat cu o doamnă la șosea. Am în perspectivă un apartament foarte drăguț. I-a plăcut la mine. Vreau să fac câteva modificări, să, cu pomi, cu fântână arteziană, cu... Vreau să fac un schimb vis-a-vis de statuie. Am. Și ce ți-ai zis? Adică el s-o fure și noi nu. Suntem săraci și puțin față de puterea și bogăția lor. Și de vom ajunge la un sfârșit rău. Și va pieri țărișoara asta. Va fi spre paguba întregii creștinătăți. Alo, alo, nu e treaba ta. Poporul ăsta vreți voi să-l opriți să râdă? De minciună, de ridicol, de prostie, de hoție, de vorbele voastre umflate? Dacă tovarășul capitan e de acord? Așa ceva nu se poate tolera. Unde trăim, în junglă? E bine să râdeți de prostie, de minciună, de ridicolul sălbăticii. Te arunc pe scări, nu vezi! Hai, hai, nu te mai holba așa la mine. Îți mulțumesc pentru tot ce ai făcut pentru mine și acum du-te, te rog, du-te, du-te, du-te! Ce? Îl vedeți pe domnul ăsta? Domnul ăsta. Dacă îl mai vedeți prin teatru, șopă el! Linșaș ca în Texas! Nu știu când pe un copii n-ai vrea să te pozezi și tu. Dar dacă ăsta e un viitor Eminescu? Nu e, sigur nu e. Nu e mai Ionele, dar poate că e flământ. Mie, mă? Ăla, mă? Îl nenorocesc, mă, îl fac de râsul țării! Corneliu, scumpule, adoratule, iubitule, astea stau pe loc? Pe loc! Crezi că dacă ar fi nevastă ta, altul ar ierta-o? Sper că exprim sentimentul fiecărui participant la această plăcută masă, spunând că ne face o deosebită plăcere să vă avem în mijlocul nostru. București, după părerea mea, este un infern, domnule dragă, mă cutremur. Niciodată din 90 până acum nu a ieșit președinte cel care a câștigat alegerile. Unde-i? Fă-te om, fă-te om! Acum dormim liniștit, mă. Lucrăm legal. Aveți în față Mărăsirea Pidna, opera lui Etienne Legrand, s'il vous plaît. Merge. Din perciuni puteți lua. Îmi lăsați sus. Știți, șampon aveți? Nu. Tunde. După cele petrecute în ultima vreme, nici de bani nu poți fi sigur. Da, mai aveți? Da, nu. Aceștia sunt ceea ce se vede. Puțin. Ce-am adunat? Niște datorii. Valabil. Cine e femeia asta frumoasă? O târfă pe care am iubit-o foarte mult. Băgați-o pe mincii din creiere, porbogării băgăm noi. Dar din toți oamenii din țara asta nu l-a găsit decât pe ex-crocul ăsta. Te-am luat aici ca să te relaxezi, să te odihnești, să prinzi, să mai stăm de vorbă, mai... Odată de 8 noiembrie lipeai niște afișe. Te-au atacat huliganii. Ți-aduce aminte? Obiectivele propuse de mine cu noua mea tactică au fost atins. Eu care am ajutat-o pe mumă ta să te nască, mințesc? Și tu, Iosif, vrei să mă înveți pe mine? Că atunci ești cam prost. Îndrăcea, dracule, acum n-am voie să mă bucur de bucuria fratelui meu, nu? Hai, răs, să fii prost. Eu nu vreau să mă fac coț. Dar ce vrea să devin, mă? Muncitor ca tata. Nu e bun locul. Acolo. Tu aici, Vasile? Aici, capitane. Și ca întotdeauna, ca să nu stricăm rânduiala, tu sus, eu jos. Și am să te ridic și mai sus. Eu scriu versuri. Texte. Pentru ce să te nești la cap dacă nu te doare, nu înțelegi? Pentru ce să facem noi pe zmei dacă nimeni nu ne cere? Câinele ca om se uită la mine cu ochii închii. Parcă ar vrea să vorbească. Hai că te văd, domn gospodar, strângător. Trebuie să mai fie câte ceva pe aici. Hai, schimbați-vă, faceți-vă frumoși, sunteți invitații mei.